O defecțiune tehnică a avut loc astăzi la telescaunul vechi din masivul Parâng. 5 persoane au fost coborâte de salvatorii montani din scaunele instalației de transport din Parâng după ce cablul a sărit de pe role din cauza gheții care s-a depus pe timpul nopții. Persoanele blocate pe telescaun sunt angajați ai noului telescaun. Cei 5 au fost coborâți de la 10 metri înălțime de către salvamontiști. Ambele instalații au fost oprite pe durata intervenției, acestea fiind repornite în siguranță după amiază. Potrivit reprezentanților primăriei Petroșani, această situație ar fi putut fi evitată dacă angajații ar fi luat măsurile necesare pentru curățirea gheții. Acest incident nu este singular. În urmă cu câțiva ani s-a mai petrecut o astfel de situație. Vechiul telescaun din Parâng datează din anii 1960. Deși sezonul de iarnă a debutat de mai mult timp și pacienții au avut nevoie de imunizare împotriva gripei, vaccinurile antigripale ajunse în Valea Jiului au fost extrem de puține. De exemplu, mulți dintre medicii de familie din zona au primit doar câte 20 de fiole, acestea fiind epuizate încă din prima zi. În fiecare an cereri sunt foarte mulți pacienți. Ne întreabă începând de luna septembrie ce se întâmplă cu vaccinul antigripal, primim, nu primim. Am primit săptămâna trecută 20 de vaccinuri la atâția pacienți, cât știți că sunt la un medic și bineînțeles că în prima zi s-au și epuizat. Mulți întreabă, doresc și-l fac și mă bucur că-l fac. Mulți abia îl acceptă, iar alții îl refuză. Primii veniți la medicii de familie au fost și primii serviți cu vaccinuri antigripale gratuite. În principal este vorba de bolnavi cronici, vârstnici și copii. După epuizarea primei tranșe de vaccin, medicii speră că vor primi în acest an și alte doze. În căutare de personal, o firmă din Petrila caută personal necalificat pentru o fabrică de fibre de sticlă. Deși tot mai mulți șomeri se plâng de lipsa locurilor de muncă, atunci când se ivește o ocazie, aceștia trec pe lângă ea. În momentul de față avem locuri de muncă pentru muncitori necalificați la o societate comercială din Petrila, care își desfășoară activitatea la centru de afaceri din Lonea. Caut muncitori necalificați pe care să-i pregătească la locul de muncă și să lucrează în fibră de sticlă. Deci femeile care sunt doritoare și interesate, îi așteptăm să ne contacteze pentru a-i îndruma spre această societate. Pe perioada iernii, numărul locurilor de muncă vacante scade și tot acum crește numărul șomerilor. 10 locuri de muncă am primit de la angajator, din care până în momentul de față 3 sunt ocupate și așteptăm persoanele să pentru celelalte locuri. Oferta se adresează unui număr de 10 persoane, iar până acum au existat doar 3 cereri depuse. O parte a populației a intrat deja în posesia cardurilor de sănătate. Pentru a fi utilizabile, acestea au nevoie de cititoare de carduri ce urmează a fi achiziționate de către medicii de familie. Nu de altă, dar serviciile medicale care nu vor fi validate prin card nu vor putea fi decontate. Potrivit legii sănătății numărul 95/2006, cardul național de sănătate trebuia să fie introdus până la sfârșitul lui 2007, lucru care însă nu s-a întâmplat. În paranteză fie spus, un cititor de carduri costă circa 450 de lei. Cititoarele de carduri trebuie cumpărate de medici, farmaciști și toți cei care deservesc acest sistem ca să poată fi identificată persoana respectivă. Noi, în ceea ce ne privește strict pe noi, cabinetul nostru, noi am făcut comandă, așteptăm să vină și din ianuarie, când se spune că vor începe programele, le vom folosi. Câteva săptămâni stau în așteptare. Situațiile se țin la fel, poate că e mai bine să-și aibă pacientul lângă el acest card, pentru că în situații de gravitate deosebită, eu fi citind cineva. Nu știu dacă și salvările și smurdul va fi dotat cu cititor de card, nu cred. În rest, pentru situații de subacut, atunci sunt chiar foarte bune. Pe de altă parte, reprezentanții medicilor de familie susțin că întreaga populație, inclusiv neasigurații și copiii, ar trebui să aibă carduri de sănătate. Anul care este pe cale să se încheie nu a fost unul tocmai bun la nivelul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Petroșani. Deși guvernanții spun că am ieșit din recesiune și România se îndreaptă spre o direcție mai bună, acest lucru nu se simte și în Valea Jiului, unde numărul șomerilor este destul de mare. La ora bilanțului, cei de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă spun că a existat o plafonare în ceea ce privește angajările. În sfârșit de an, deja se simte că ne aflăm în perioada de iarnă, numărul de locuri de muncă a scăzut. Dar asta nu este de mirare, se întâmplă an de an,
Și lipsa locurilor de muncă am simțit-o și în cursul anului, nu doar acum în perioada de iarnă. Deci a fost un an destul de greu din acest punct de vedere. Numărul de locuri de muncă a fost destul de mic și paleta meseliilor, din păcate, destul de redusă. Cele mai multe locuri de muncă le-am avut în domeniul confecțiilor și în servicii. Deci în comerț, mare majoritate, și în confecții. Anul acesta la Petroșani au fost organizate mai multe burse ale locurilor de muncă. De fiecare dată, numărul șomerilor a fost unul scăzut. Am avut burse mai reușite și am avut și burse, din păcate, cu rezultate foarte slabe. Asta depinde de perioadă. Deci bursele în perioada de iarnă, în general, la bursele din perioada de iarnă avem un număr destul de mare de participanți din rândul persoanelor care își caută loc de muncă, dar din păcate angajatorii sunt mai puțini, pentru că pe această perioadă angajează mai puțin, iar vara, când angajatorii s-au prezentat și doreau personal, lipseau din păcate șomerii. Pentru anul viitor, planurile depind de bugetul instituției. Deocamdată așteptăm pentru anul viitor să vedem ce buget vom avea, să vedem ce cursuri de formare putem să organizăm. Și nu avem decât să sperăm că angajatorii din zona noastră vor avea un număr mai mare de locuri de muncă vacante pentru a îndruma șomerii spre aceste locuri. Potrivit informațiilor de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, la sfârșitul lunii septembrie, în județul Hunedoara, numărul șomerilor a fost de 10.541 de persoane. În acest weekend la Petroșani se va derula ediția cu numărul 8 a tradiționalei manifestări intitulate Stelele Tinereții. În competiția de muzică ușoară s-au înscris 60 de concurenți, cei mai mulți dintre aceștia provenind din rândul tinerilor pregătiți la Casa de Cultură a studenților din localitate de către referentul muzical Eugen Munteanu. Numărul mare de concurenți nu este de la mine, bineînțeles că parte, un procentaj foarte însemnat în concurs în copii de la Casa Studențească, lucru care ne bucură foarte mult în urma preselecției pe care am avut-o duminică. Avem participanți din tot județul Hunedoara, avem participanți din țară, din București, Timișoara, Cluj, Brașov, așa, care vor veni pe scena aulei Universității din Petroșani, începând cu ora 12, în data de 13, sâmbătă. Bineînțeles că această ediție a 8-a este o ediție care dorim să fie atât din punct de vedere al calității și al numărului concurenților o împlinire și bineînțeles că dorința noastră a organizatorilor este de a avea un nivel cât se poate de ridicat. Sperăm că și această ediție, care se face cu bani mult mai puțini față de anul trecut, dar lucrul acesta n-are importanță, încercăm să menținem standardul, încercăm să menținem calitatea și corectitudinea în acest festival. Membrii juriului sunt din Valea Jiului și sunt specialiști în muzică, iar ca președinte a fost desemnat Gheorghe Câlțea. Revelion în Straja. Sute de turiști din întreaga țară vor să își petreacă noaptea dintre ani pe pârtile din Valea Jiului. Agențiile de turism au primit solicitări din partea turiștilor pentru ofertele din stațiunile montane ale Văii Jiului. Sunt solicitări, datorită, normal, diferenței de preț față de stațiunile de pe Valea Prahovei, mai ales din județele învecinate nouă, respectiv Timiș, chiar Arad, Alba, Sibiu. Sunt turiști care solicită și să-și petreacă sărbătorile de iarnă în stațiunile noastre, din Parâng și Straja. Solicitările care le-am avut sunt amândouă. Nu aș putea să spun că una a fost mai solicitată decât cealaltă. Stratul de zăpadă în stațiunea montană Straja măsoară la ora actuală peste 40 de centimetri, iar priveliștea pare desprinsă din basme. În Parâng, stratul de zăpadă are 15 centimetri. Elevii de la mai multe școli din Petroșani au fost invitați astăzi să asiste la o expoziție de instrumente muzicale. Manifestarea a fost organizată de către reprezentanții Școlii Generale IGEDUCA. Acțiunea de astăzi a fost cu scopul de a prezenta copiilor din clasele 1-4 lumea muzicii cu ajutorul instrumentelor muzicale,
de la instrumente de suflat, instrumente cu coarde, instrumente de percuție, pianul în mod special pe care îl aud foarte des și de care nu au fost așa de aproape ca și astăzi și au fost foarte încântați. La recent încheiatul concurs de pian clavier art derulat în Petroșani, Matild Stoica a avut 2 elevi premianți. Un festival la înălțime, ca întotdeauna, copiii au fost bine pregătiți, un nivel foarte bun, au cunoscut și ei potențialul celorlalți. Sunt mulțumită de rezultatele lor, având în vedere că nu de multe ori se poate întâlni acest eveniment în Petroșani și să sperăm că pe mai departe avem doar rezultate bune. Elevii pregătiți de către profesoara de pian de la școala Igheduca sunt Mario Chiriac și Dariana Crețu. În jur de 1000 de lei au scos din buzunare locuitorii din Valea Jiului pentru petrecerea de Revelion. Pe o parte dintre locuitorii zonei, noaptea dintre anii va prinde la piscină. Cea mai căutată destinație pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă a fost la Băile Felix. Cea mai aleasă destinație a fost stațiunea balneoclimatică Băile Felix. Peste 90% din solicitările care le-am avut a fost pe această locație. Au mai fost solicitate și alte stațiuni balneare, gen Băile Herculane, Valea Oltului, Sovata. În ceea ce privește destinațiile externe, au fost solicitate mai puțin, deoarece Revelion ca acasă, ca în România, nu se face niciunde. Toată lumea știe că și în marile capitale europene, Roma, Paris, Londra, revelioanele sunt până în jurul orei 23-23:50, după care toată lumea iasă afară în stradă, dar la noi se fac revelioane, cum se știe, până dimineața. Prețurile sunt acceptabile. Cel mai puțin au plătit cei care și-au rezervat locurile din timp. Deci, media, să zic, la 3 nopți cazare de persoană a fost între 550-650 de lei, pentru că și pe aceste pachete au fost programe de înscrieri timpurii și programe de ofertă standard, adică achiziționarea lor până în jurul datei de 15 octombrie au fost mai ieftine cu 10-15% față de oferta standard care s-a valorificat după această perioadă. Locurile de cazare din țară sunt ocupate în proporție de 90%. În general, chiar și Valea Prahovei, după cum se știe, unde sunt prețurile cele mai mari și aia a fost valorificată în proporție de 90-92%, aici colo câte 2-3 camere se mai găsesc până pe Valea Oltului, în stațiunea Băile Herculane, în rest, marea majoritate a locurilor au fost ocupate. Ofertele turistice de Revelion includ și masa festivă, dar și alte surprize.